dintr-o olivieră are greutatea de 10 N și densitatea 0,8 kg pe litru. Se cere masa uleiului. Dacă încape acest ulei din olivieră într-o sticlă de 1 litru și la ce mic volumul uleiului în sistemul internațional. Începem prin a scrie datele problemei. Greutatea egal 10 N, densitatea egal 0,8 kg pe litru. Deocamdată nu facem transformarea în kilogram pe metru cub, fiindcă trebuie să aflăm întâi volumul în litri. Scriem la AMI că se cere masa. Prin urmare, vom scrie formula greutății egal masă ori accelerația gravitațională. Scoatem necunoscuta, și anume masa, egal greutate supra accelerația gravitațională. Și înlocuim. Greutatea de 10 N, accelerația gravitațională o aproximăm la 10 N pe kilogram. N cu N se simplifică, kilogramul va urca la numărător și ne dă o masă de 1 kg. La B mic scriem formula densității și calculăm volumul de ulei în litri. Deci, formula densității este masă pe volum. Și scoatem necunoscuta, și anume volumul. Volumul egal cu masă supra densitate. Și înlocuim. Masa 1 kg, densitatea 0,8, l-am scris sub formă de fracție, 8 pe 10 kg pe litru. Înmulțim fracția de la numărător, 1 kg, ori răsturnata fracției de la numitor, 10 pe 8 litru pe kilogram. La fel, kilogram cu kilogram se simplifică și rămâne 10 pe 8, care ne dă 1,2 litri. Deci, volumul de ulei din olivieră ne-a dat 1,2 litri și observăm că este mai mare decât volumul sticlei de 1 litru și nu încape în această sticlă, va revărsa fiind mai mare. La subpunctul C mic, scriem volumul cât ne-a dat în litri, 1,2 litri, și trebuie să-l transformăm în sistem internațional, și anume în metri cubi. În loc de litru, noi știm că un litru are decimetru cub. Deci copiem valoarea și în loc de litru punem decimetru cub. Și apoi facem transformarea. Egal. Valoarea 1,2 ori 1 pe 10 metri, totul la puterea a treia, că este decimetrul la puterea a treia. Pe 1,2 îl scriem sub formă de fracție, 12 pe 10, ori 1 la puterea a treia vine 1 ori 1 ori 1, 1, 10 la puterea a treia vine 10 ori 10 ori 10, 1000. Și bineînțeles, ridicăm și metrul la puterea a treia. În final, ne dă 12 împărțit la 10.000. Scriem numărul 12, îi punem virgula și dacă este împărțit la 10.000, mutăm virgula spre stânga peste 4 cifre și zicem 1, 2, 3, 4. Aici o conturăm, fiindcă aici rămâne virgula. În locurile libere punem 0. Iată, deci, ne-a dat un volum de 0,0012 metri cubi.